Va ști la ce să se aștepte? Portugalia, o formație de nivelul României, care și ea joacă baraj pentru calificarea la mondiale ca și România. Portugalia întâlnește Serbia, România, Macedonia. 9-5, minutul 18, bucureștenii au înscris în inferioritate numerică. Crăsto Miloševi, ce vinclu, superbă acțiunea sârbului. Inspirat, un shooter de temut. Fenici, Orbović, Hristo Milošević trage din nou, superb în vinclu, năprasnică execuție. Unsprezece la 9, minutul 26, CSM-ul în avantaj de 2 goluri, cel care este pe teren la CSM, acum eliminat, a fost desemnat cel mai valoros jucător străin din Liga Națională în 2017. Alexandru Țumențev este născut în Rusia, dar stabilit de mic în Spania, acolo unde tatăl său a jucat. Frumoasă pasa lui Milošević și trage acolo Lasița la bara a doua. Perfectă pasa, a prins pe contrapie defensiva bucureșteană, rarefiată în urma eliminării lui Cristi Fenici, creierul echipei Poli. O frumoasă pasă pe la spate a lui Hristo Milošević și din plonjon Marjanović, încă o dată decisiv pentru echipa sa. Extraordinară pasa lui Hristo Milošević și ce bună sincronizare au avut pe flancul stâng. Înscrie și Hristo Milošević. Fost campion mondial Savic. Apără Savic și Timișoara câștigă prima partidă din play-off aici la București. Uriașă victorie la 7 metri. Timișoara se bucură și iată, Banatul demonstrează că rămâne o forță a handbalului autohton. Bănățenii câștigă prima partidă și au returul joi în direct pe TVR HD. Dragoș Cojocaru vă mulțumește pentru atenție, rămâneți alături de TVR, nu uitați de această după-amiază pe TVR 1, Măgura Cisnădie, Corona Brașov, victorie uriașă pentru Timișoara la București în fața vicecampioanei CSM București.